Așa, și dacă tot suntem aici în parcare, aici avem o Toyota Camry, care, dacă este să o luăm așa, face parte din aceeași gamă. E, și asta, uitați-vă ce gardă la sol jos are. Na. Bun. Comparativ cu Skoda Superb, uite-le, uite cât vezi sub ea. Adică dacă mă întreb pe mine, normal că ești mult mai sigur pe drum având o gardă din asta așa la sol, știi? Decât așa. Și uite că se și vede că are pragul belit, știi? Pentru că așa se întâmplă, dai într-o groapă, dai fel și fel de situații, știi? Dai într-o groapă sau cine știe, iei un viraj și e o piatră ridicată, sunt alte situații, știi? De altfel, Toyota Camry e o mașină foarte bună. Chiar cunoștința are o Toyota Camry luată de nouă, mașina are 180.000 de kilometri și nu a schimbat decât uleiul la ea, o are de nouă. Deci, chiar asta e mașina. Sunt două, una lângă alta. Deci, de altfel, niște mașini foarte bune. Foarte bune. Dar nu aveam cum să nu observ acest aspect la Skoda Superb, care e o chestiune foarte bună, că de-aia place foarte mult la români. Mie personal îmi place mai mult decât Passatul, pentru că Passatul e mult mai comun. În schimb, Skoda Superb este ceva, nici nu știu cum să zic, adică este, din punctul de vedere, ceva peste Passat. Da, într-adevăr, Skoda Octavia ar fi poate ceva sub Passat, dar Superbul este peste Passat. Mi se pare mie.